Bun, salutare tuturor, numele meu este Diet și astăzi ne găsim la episodul cu numărul 2 din scurta noastră aventură în FIFA 15 în cariera noastră cu Arsenal. În acest episod vedem că suntem foarte lăudați, l-a cumpărat pe Cavani pe 38 de milioane. În momentul de față mai avem doar 30 de milioane cu un singur salariu, cam așa. Avem o listă de transferuri. Verificăm foarte rapid situația din calendar. Urmează partide destul de legere. O să jucăm, n-ai, nu mai așa bine cu Manchester City. Trebuie acolo în drept, așa cu Chelsea, cu echipa asta, blană și în rest mai simulăm. Dar în schimb am mai trecut câțiva jucători pe lista de transferuri și ar fi indicat să ne mai uităm. Aș vrea un portar rezervă. Știi, băi, poate luăm Peter Stegen, care cred că are un OVR mai micus, un 81 OVR pe acolo, nici nu știu, poate luăm acolo un portarel. Xavi, pe care am putea să luăm, de ce nu? Bruno Fernandes, pe când avea 75 OVR, mai dăm în jos, să-l avem pe Kaká, să ducem oare pe Kaká, jucător camă de rezervă sau pe Ronaldinho. De ce nu? De ce nu încercăm câteva transferuri mai interesante? L-a trecut și pe Mareca, că părea să aibă statusuri destul de bunicele. Haideți, băi, să încercăm direct la Ronaldinho. Probabil nu o să vrea să vină pentru că de-abia au venit la echipă, înțeleg situația, dar mi-ar plăcea foarte mult. Ronaldinho, băi, îți trimitem aici o ofertă cu speranța că poate, poate și l-avem după aia și pe Kaká. Kaká care are aceeași poveste și la el, doar că acestuia îi trimitem un 12, mai mulți bani. Poate vrea să vină, cine știe. O venit în recent, dar când veni suma de bani, parcă e mai bine. A cercat să-i trimit o ofertă și lui Depay, dar la Depay aș cerca cu un schimb. Uite, pe Thomas. Cercăm un Thomas, care nici nu știu cât valorează Thomas, când a fost atent. 7,5. Și mai oferim încă un milion. Cum ar fi? Mi se pare destul de ok. Nu mai zic că aș forța și un schimb aici, un Kirikie. Și aici folosim un apărător, unul foarte, foarte, foarte lent. Reușim mare schimbul. Acesta. Știu că e o diferență mai mare. Dacă merge schimb, eu sunt fericit. Haideți că poate reușim, băți. Poate reușim, poate facem ceva frumos. Nu primim încă răspunsuri. La Depay nu acceptă. Kaká și la Ronaldinho automat reject. Oh, vor schimbul. Vor schimbul, băi, un apărător de 20 pace. De 20 pace. În schimbul la unul de 80 pace. Mi-am convine, îi dau aici important sau squadro, important ar fi. Eu zic e destul de ok, așa, pam, 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 semnătură. Poate veni Vlad Kirikeș la noi să facă o treabă bună. Păcat, băieți, aici, că nu reușim, reject automat și la Pantelimon și la tot, la Giroud am dat noi. Mamă, deci aș încerca la Ronaldinho în continuu, 10 milioane pentru Ronaldinho. Aș încerca, aș oferi și mai mult de atâta să vină Ronaldinho la noi. Aceeași chestie valabilă și pentru Kaká, băiți, aș trimite, dar știu că trimit degeaba, dar... Ha, poate, poate. Din păcate, băiți, această versiune nu-l avem pe Thierry Henry. Uite, am scris aici Thierry, dacă vreți scriu și Henry. Da, foarte frumos, nu-l vedem, nu-l avem. Ar fi fost foarte epică o super revenire de genul. Avem mari mei, o ofertă de transfer, ceea ce cred că este mai ok. Dacă reușesc, eu întreb de un... De chiar mai puțin. Întreb de un 18. Pe acest apărător de 83 OVR pe care oricum vreau să-l dau. Poate nu mai fac schimbul. Și cine știe, poate scop bani care ar fi mai bine pentru mine. Avem parte și de prima simulare cu Crystal Palace. Prima simulare unde reușim un normal. Ce să vedeți? 2 la 1 Cavani cu dubla. Dubla la debut. Se face treaba foarte bine. M-au anunțat, băieți, direct reject la Kaká. Curmea că la Ronaldinho încă nu m-au anunțat. Poate, poate reușim. Avem oare posibilitatea de a mai schimba, dar mă știu unde era kit number, cum schimbam. Știu că era parcă ceva diferit. A, da, kit number, stai, șochior. Lu Varane, dacă se poate. E liber, oare tricou cu numărul 4? Ei, o să fie liber, înseamnă. Păi vom da acestea, cred că tricou cu numărul 25, că pe acesta îl văd liber. Lucian Martian îi dă un tricou cu numărul 18, nu se pune problema. Pe aici treaba frumoasă și cred că lăsăm, să dăm oare lui Cavani 14. Cred că lăsăm tricou cu numărul 9 și gata. Mă mai gândesc, o refuzat și la Ronaldinho, mă, dar s-a mai gândit o leacă. Se pare că la Kirikeș acceptă oferta, aceștia vin cu 14 milioane. Bă, mi-am convine. Un 15. 15! Facem așa, 15 milioane, îl vând, primesc o sumă de bani și îl cumpăr pe Kirikeș. Eu zic e foarte, foarte ok, așa. Dar se termină acum, opa, încă o ofertă pentru un CDM, destul de slăbuț, dar oferta este extrem de micuță, 5 milioane acolo, chit că nu-și cata absolut deloc la noi.
Acolo un bănuț, băi, 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 Ronaldinho nicio treabă, n-avem șanse să-l aducem din păcate. Încă o ofertă, acceptăm direct, este una din promotă la o echipă care nu se mai află în FIFA 21 pentru că se află Liga 5-a. Am primit 11 milioane, stai că acum merge situația, stai că vreau să văd la Kirikesh, care e treaba la Kirikesh. Cu 6 milioane, da, facem așa, cu 6 milioane. Dacă nu, referim oportunitatea și lui Van Dijk, nu stăm să ne rugăm de prea mult, suntem în 3,5, să fie treaba frumoasă. Dacă nu ar fi cazul să ne aducem aici un jucător, n-a putut la brazilieno Kaká, n-a putut la brazilieno Ronaldinho, încercăm atunci la Coutinho, un 15 milioane să vină, să vină așa bănuțul grosuțu. Schneider, din păcate, este prea scump, că mi-ar plăcea un Schneider. Alexandru Maxim nu mai aducem, băi, avem pe ăștia doi aici, bă, era extraordinar din păcate, dar ce să-i faci, dacă nu putem, nu putem, asta e. Încercăm să mai vindem, mamă, reject instant și la Coutinho, bă, ne-am certat cu brazilienii. La Vlad Chiricheș vor 9 milioane, hai un 8 atunci, sau un nu, un 7,5, facem așa. Nici ca voi, dar nici ca mine. E greuț. Meci în momentul de față cu Leicester. Nu mai primesc nicio ofertă, nu mai primesc absolut nimic. E clară treaba. Mi s-a vândut aici un jucător. Bun. Vedem că acceptă la Kirikesh. Hai, într-o finale vine aici jucătorul. Îi dau chiar un salariu mai mare. 4 ani și important să vină la noi. 76 UVR și statistici destul, destul de bune. Ar fi o rezervă numai bună. Simulăm imediat această partidă și cu Leicester, avem echipa pe care o știm foarte bine, cu Saint Martin acolo, vedem tricou cu numărul 18, dăm un skip 2-1, Ozil se accidentează, marchează și se accidentează din păcate, oare cât durează accidentarea la el, avem aici un accept, cred că pentru Kirikesh, Ozil 8 săptămâni, adică aproximativ 2 luni, hai, mai rămânem cu 37 de milioane, mai avem aici un nou super transfer. Nu știu cine are tricou cu numărul 21 pe aici, 21, acest râb nu mă interesează. Kirikesh, mare tricou, îți dau tricou tot preferat, să fii fericit. Totuși lui Ozil, dacă tot este liber, îi dau lui tricou cu numărul 10, să fie totul frumos. Este un tricou liber, intră la perfecție, bine, acum cât e accidentat. Vedem, ne uităm puțin la statistica noastră, să vedem ce am făcut. Aguero vândut și Dzeko la fel, și-au vândut City-ul ambii atacanți, smart din partea lor. Vedem aici că Chesney a fost dus de la noi, hai, ce reușim noi. Courtois vândut. Hai, și mă gândeam eu să le pe Courtois, dar nu dădeam eu 50 de milioane pe el. Iar noi aici am cumpărat de 60 și am vândut de 70. Doar Varane, Saint Martin, Cavani și Kirikesh au venit la noi. Ata, singurul transferuri pe care le-am făcut. Păi, să înțeleg că nu mai putem să-l mai luăm pe Courtois, dar avem aici alte posibilități. Încercăm mai întâi o mare, o mare ofertă. Bă, dar în realitate, Realul vezi cât e alungă, cum l-au alungat pe Sergio Ramos. Eu zic să vii puțin la noi, ar fi mai bine pentru cariera ta. După care Gianluigi Buffon, aceeași poveste și la el. Tu oricum te mai duci pe la PSG, te mai primi și tu puțin. Trebuie aici dacă vii pe un 10 milioane. Hai că ar fi un transfer chiar mișto. Iar dacă nu, ultima noastră oportunitate de a duce un portarel este De Gea, care e de la o echipă rivală, dar asta nu te-ar încurca să joci bine la noi. Un 25 de milioane ce spui De Gea. 25 de milioane poate vrei să vii. Acum tot ce mai avem de făcut este să așteptăm transferul. Mamă, Aguero la Real Madrid, Courtois la Juventus. Mamă, ce transferuri au făcut băieții. Ce aveți că au acceptat? Accept aici Gianluigi Buffon, dar la De Gea și la Casillas încă nu. Dar mă uit așa la cele mai tari transferuri, știi, și noi pe locul 3 în top acolo cât de cât. La Casillas vedem că ei zic un 24. Zic să vă mulțumiți tot. Hai cu un... Zic, stai, poate un 22, cine știe, mai vedem, mai așteptăm, 22 de milioane. La Buffon accept 10, la De Gea vor deja 32, bă, iatule, dacă ăștia cred că am eu bani. Și la Buffon, deja putem discuta despre salariu, uite, dau un salariu de ăsta așa foarte, foarte mare, un 2 ani și un crucial la noi. La noi iar că am trebuit să fie portarul crucial, 2 sau 3 ani, hai un 2 ani să fie frumos. Un salariu mai mare, un contract micuț, eu zic că ar fi foarte, foarte nice. Hai să mai așteptăm să vedem ce mai putem face. O ofertă pentru un jucător de-a nostru, să-l vindem, să-l dăm. Îi întreb imediat dacă îmi dau un 10 milioane. Și dacă accept instant 10 milioane,
Îl aduc pe Depay locului. Ar fi o mutare foarte, foarte bună. Se pare că la Casillas tot acceptă, dar la De Gea, da? Le dau un salariu tot așa mai mărit cel. Un 4 ani cash tânăr și crucial și tu. Bai care 85 OVR, e mai bunicel De Gea. Pony și bătrânel. Încă o ofertă pentru un jucător de-a nostru. Te accept instant la tine, n-am nicio treabă, scăpăm de rezerve. Oh, și aici 8 milioane, am zis că 10. Dacă dați 10, eu sunt perfect de acord, vi-l dau, stabilim, aduc o altă bandă imediat. Pam, 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 pam. La contract, te avem. Pare că stai, eu am fost neatent că nu văd la... A, Buffon a vrut să vină, uite, Buffon a refuzat și De Gea au acceptat. Bă, dacă au acceptat De Gea, îmi pare rău. Vini De Gea la noi să reprezinte, să ne apere nouă poarta. Ma să vedem câți bani mai rămâne. Mama, a cheltuit 87 de milioane. Cam multicel. S-a vândut aici unul dintre jucători. Ăla valoros. S-a vândut. Nu a mai putut. Am înțeles. Ni s-a mai vândut. Oh, Oxlade Chamberlain. A plecat. Mai avem aici încă ofertă de transfer pentru un jucător de 63 OVR. Acceptăm instant. Și mai avem doar 17 milioane cu care mai putem aduce un jucător dacă vrem. Schimbăm aici cu De Gea, imediat, pam, pam. Mijlocaș defensiv, un CDM, cred că un CDM ne-ar mai trebui nouă. Într-o finală vedem că am mai rămas doar cu 3 jucători și nouă ne trebuie un mijlocaș. Îl avem pe Bruno Fernandes, care oricum o să vină în Premier League în viitor, să joace la Manchester United. Hopa, ce se vezi, surpriză mare, noi îl furăm și trimitem o ofertă de 5. Hai, un 5 milioane și jumătate. Îți darnic, 5 milioane și jumătate, eu zic că e destul de ok. După care eu zic să trimitem o ofertă și lui Pirlo, ca să fie treaba frumoasă. Să avem aici un jucător, nu cred că vrea el să vină. Întreb de un 7 milioane. Să încercăm, de ce nu? Și-a mai rămas și Sien, care Sien îl aduc așa ca doar rezervă, nimic altceva. Oh, putem să luăm mega ieftin pe Sien, înseamnă, uite, un milion. 1.200.000, cât și eu, darnic. 1.200.000. Oare putem aduce și pe Sien ca rezervă? Ar fi foarte, foarte tare. Mai avem încă 5 ore. Mai avem... stai că nu-i bine, nu-i bine. Încep să devin stresat. Nu se acceptă și acceptă aici care? Juventus pentru Pirlo! Surpriză mare, 1.500.000. Dar n-avem bani la salarii. Trebuie să schimb de aici. Nu se schimbă automat ca în ultimele FIFA-uri. Nici nu știu cât am zis că dau lui... Pirlo, nu știu dacă am cerut, cred că e așa mai bine, sigur merge în momentul de față. Avem bani, 1.500.000, altceva, un 2 ani și am zis că crucial, semnăm să vedem dacă sunt de acord. La Bruno Fernandes s-au refuzat instant, nici nu stă la discuții. Iar la ACN, acum zic că vor mai multe, dau eu 1.500.000 pentru ACN. S-a mai vândut aici un jucător foarte ieftin de 60 și ceva OVR. Mama, am vândut de 80 și am cumpărat de aproape 90. Iar că am refăcut echipa ca lumea, doar Bruno nu acceptă, am înțeles. 10 milioane curat, 10 milioane curat pe Bruno. Un jucător care are showing great potential în momentul de față, dar te acceptă și la ACN, culmea, acceptă la ACN, care acestuia îi dau un... Cât se da, nici nu știu ce se da, îi dau un, așa, un rotation cu 2 ani, cu un salariu mai micuț. Și la acesta, hopa, uitați. Avem aici mare Pirlo, dacă vrem să-l aducem pe Pirlo, dar mai așteptăm la Pirlo. Nu ne grăbim. Nu acceptă. E, dacă ați fost pentru 500, nu mai. Am încercat, am fost băiat, dar dacă m-ați refuzat pentru 500 de mii. Pentru 500 de mii, nu mă interesează. Mai aștept încă puțin și la ICN. Accept. Ce frate, să vină Pirlo la Arsenal și gata. Vine Pirlo la Arsenal, 83 OVR, bai bătrânel, dar ne ajută. Și ca rezervă, îl aduc și pe Sien și gata. N-am la salarii. Mai schimb aici înseamnă, mai schimb foarte puțin, uite, pac. Așa e bine, așa e bine. Da, frate, acceptăm și la Sien, avem bani în momentul de față. Sien, Pirlo, și nu mai știu pe ce am mai dus. Am adus iconuri, băieți. Transferuri legendare la propriu, pentru că am adus iconuri. Și mai avem o singură oră, am cumpărat de aproape 100 de milioane. În total, aproape 100 de milioane. Și mai vrei și altceva. Gata, o super reconstrucție am făcut să fie fain. Și acum când verificăm situația, Pirlo aici, pac rezervă. Și bine arată. S-a occidentat și apărat.
Actorul acesta, nu-i problemă, Kiri Cash aici, băi, la Cute Number, vedem de Heia numărul 1, este bine, Pirlo și-a luat tricou cu numărul 14, opa, lui SN mă gândeam să las tricoul lui preferat cu numărul 15, acesta văd că l-a avut cel mai mult și la mai multe echipe, dar o să-i las tricou cu numărul 15, pe care oricum l-a primit automat, și tricou pe care l-a avut și la AC Milan, dar și la Real Madrid, deci ar fi perfect să stea aici. Iar lui Pirlo cred că o să-i dau tricoul lui preferat cu numărul 2. Hopa, greșeală. O baie că tricoul lui preferat e numărul 21 și l-are Kiri Cash. Păi atunci în cazul acesta să știți că încă îmi pare rău. Dar Pirlo, îi dau lui tricoul lui preferat cu numărul 21. Kiri Cash își va lua tricoul numărul 6, tricoul pe care l-a avut la Tottenham. Ca să fie frumos. Și mai trebuie un număr 14, pe care eu o să-i dau lui Sanchez 14, ca să fie așa, m-am supărat eu și dau lui 14. Așa e și echipa, ne-am făcut echipa cum știm noi mai bine, am făcut aici ceva forține, avem în momentul de față mare meci cu Everton, facem noi anumite schimbări, vom vedea pe Sin Martean în acțiune și pe Kiri Cash, băgăm băieții ăștia superbi, facem o super echipă și simulăm cu Everton în momentul de față, incredibil, o fantastic, în care echipa noastră, hopa, am tras două advance, vedem că Everton a pierdut cu Leicester, noi pe care i-am bătut, și 1-0, jucător cu numărul 7, e Macaroș ca și Kiri Cash, și-a luat cartonaș galben, o jucat puțin și Sin Martean. Un nou match, de data aceasta cu Manchester City, măcar nu putem avea penalturi de data aceasta, hopa, au pierdut cu Newcastle United, am înțeles. Haideți să reușim o figură foarte frumoasă, 1-0 Cavani, singurul marcator și gol în minutul 83, foarte nice. Simt că echipa asta e prea bună în momentul de față. Match cu Aston Villa în care voi mai băga câteva rezerve, din nou Kiri Cash dăm oportunitatea, la fel și lui SN, ca rezervă în abri, te facem așa frumos, poate cine știe băieții vor juca. Un nou match de simulat. Oricum avem o echipă prea bună, a reconstruit-o cum trebuie, 2-1, hai că am avut echipă bună, marchează Cavani și se accentează Bellerin. Păi avem și meci în cupă pe care o să-l simulăm din care dar ca să bagi o echipă random, că n-am chef să o mai fac eu cum trebuie, 4-0, easy peasy, că s-a accentat 3 zile, bună și revenim pe la meci cu Spurs. Spurs care se află, culmea, pe locul 5. Schimbăm puțin situația că avem mare meci cu Spurs. În general doar victorii și egaluri. Și 3-0, gata, am găsit soluția să câștigăm mai tot timpul. După care urmează mare meci cu Chelsea, care vedem, aș spune că Chelsea să fie mult mai sus. O, dar noi ce adversar avem? Păi înseamnă că așteptăm să jucăm cu Manchester United. Dar nu mai știu, tocmai aici dăm de Manchester United. Urmea că vedem aici Hull City. Hull City care este o echipă de 3 stele și jumătate. 3 stele și jumătate Hull City, dar foarte, foarte sus în clasament. Păi în cazul acesta dăm mare simulare și cu Chelsea. Cred că joacă Cech în poartă. Bun. Costa, Oscar, Hazard. Mamă, o scris Costa, numai că te-am zis numele. 3-1. Sin Martean marchează singurul gol din echipa noastră. O reușit el să egaleze Sin Martean. Ce să mai facă și el, și urmează acum o mare partidă cu o echipă care se află pe locul 3 sub noi, dar așa că dau așa o simulare ca bărbații, ce o fi o fi. Uite, dacă înfrângerii, win înfrângerii, cum e asta? 3-1, opa, și jucătorul numărul 7 se accidentează, Cavani, Sanchez și Cazor la marchează. Foarte bine, și am văzut acolo că Sin Martean și la roșu. Mai urmează câteva partide destul de simpluți. Haide să intrăm direct la meci cu Manchester United. Ce stăm noi să ne lălăim atâta? Nu știu dacă putem vedea rezultatele, nici măcar nu ne apare absolut nimic. Ce vedem? Hai, victorii, foarte drăguți. Egal, pe care au câștigat? Nu știu care o trebuie mai departe. Încă un egal, opa. Ofertă să antrenăm Anglia. Deja ne întreabă dacă vrem să antrenăm Anglia. Nicio treabă n-avem. Să antrenăm Coreea de Sud. Nicio treabă și nici Suedia. Știu că suntem foarte, foarte buni. Haideți, băi, să intrăm în acest măreț meci. Să intrăm. Vedem aici pe Pirlo. Vedem acolo pe Rune. Echipa o știm foarte, foarte bine. Play. 4 minute pe World Class. Vedem mărețul nostru stadion. Șcăm, mușcăm pe ploaie. Acum am văzut De Gea. Își va vedea fosta sa echipă. Haideți să jucăm pe ploaie așa mai torențială, că doar suntem în Anglia. Fellaini acolo blochează. Hai. Jucați, băieți, jucați. Una mai în față direct. Trece Cavani, dar
Rojo, Rojo, nu știu cum se pronunță exact, vedem că îl deposetează. Altfel e momentul de față când avem și noi un atacant. Simțim altceva, Cavani, aproape. Momente dificile, bun, blochează acolo Varane extraordinar, îi trimite una lui Ozil, Ozil mai departe pentru Cavani, Cavani, Cavani! Se împiedică cumva acolo un pin stras, măcar o reuși cumva să o șuteze și el. O primă ocazie mare, se vede că avem atacant, băieți, nu ca meciul trecut. Ai Pirlo, Pirlo îi trimite mai în față lui Sanchez, Sanchez, o pasă bună pentru Cavani, trece Cavani, deposedat, nu este deposedat, Ramsey, direct în bară, în bara laterală a stâlpului acolo. Mă referam la țevele alea de jos, de unde țin eu cu degetul în momentul de față. Oricum ați țeles ideea, la mine mi-o dărdeit controllerul în ultimul hal, dar crezi că eu a fost bară normală. Bun, pasă simpluță, Pirlo, bă, 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 opriți jocul, fault. Nu s-a dat fault. Scapă momentul de față, Rooney pe atac, Rooney potriva lui De Gea. Bară și ei, bă, dar sunteți puțin nesimțiți, trebuia fault clar la faza aia. Cazorla, Cazorla acolo, preluare totuși mai lunguță. Rooney, la Fellaini, la Van Persie, Van Persie împotriva voștei sale echipii, trebuie să fii foarte huiduit în acest moment. Cavani, la fel preluarea aia, nu atât de bună. O, momente dificile, Rooney, acolo, bine că este scunduți, ce să fac eu la faza aceasta, bă, nu vine să cred. Nu vine să cred, opa, Rooney din nou, hai să avem grijă, poate nu încearcă un finez. Se încurcă apărătorii, se încurcă apărătorii între ei. Tot vara trebuie să fii cel calm, Cazorla duci în direcția opusă a mingii. Oh, bă, ce mișto se vede aici. Băi, ce-a fost asta? Deci i-a dat galben. Stai mă, i-a dat cartonaș galben. Bă, te iau fault. I-a dat galben și nu... Bă, dar totuși s-a văzut foarte mișto reluarea. Mi-a plăcut asta. Uite ce fel se vede. Când plouă, De Gea se uită care alta de după mingii. Ai momentul de bază, de momentul în care trage și noi la maxim. A tras la maxim, din a mai putut. Se fluieră, se fluieră, încă nu se fluieră. Hai Cavani mai departe la Sanchez. Și aia a fost toată ocazia. Momentul de față e de 5 minute, cred. De 5 minute s-a adăugat de 5 minute. Se continuă, un faul frumos. Este mingea. De ce nu se oprește? De ce nu se oprește faza? Nu înțeleg. Dar trebuie să mai continui. Uite, este iară minge afară. Acum se fluieră. E incredibil, fantastic. Foarte tare luările în acest joc. Poate în a doua repriză reușim să marcăm un gol. Nu fie la fel ca partea trecută. Cazorla trece foarte bine. Cazorla. Cazorla încearcă și el cumva. Bun, avem minge imediat. Pirlo, momentul de față. Pirlo îi trimite una lui Ramsey. Ramsey la Cavani. Ajunge mingea înapoi la Cavani. Cavani de la distanță. Am încercat acolo ușor frumos. Hai, hai, Cavani, nu, ridică-te, Cavani, de ce stai pe jos și plângi că s-a accidentat, normal. Bun, Fellaini acolo trece, o zi în momentul de față. Nu știu, dar l-a scos, l-a scos pe Cavani, scos? Că nu-l văd pe teren. Opa, stai mă, primul și neulea că jocul ăsta sau ce se întâmplă? Rooney, Rooney trece, are mingea, nu a pasat la absolut nimeni din vreo jumătate de oră încoace. L-a fetat acolo pe Varane, liber jucătorul și direct în plasa laterală. Punem și noi o pauză, Cavani da, este out, Cavani nu mai joacă, am înțeles. Facem o altă tactică atunci. Nabri striker, Sămărtean bandă, nu, Sămărtean cam, facem așa. Și bandă va fi Welbeck, așa jucăm. Da, vedem deja Cavani stă în echipament, iei pe bancă acolo. Trei jucătorii, vedem că intră, doar doi ies. Foarte, foarte mișto detaliul ăsta. Deci extraordinar de mișto detaliul ăsta. Câșcătorul accidentat. Bă, 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 Pirlo ușor nu te împiedica. Hai, o pasă mai în față. Numai asta am încercat să mă grăbesc. Dar oricum, foarte mișto detaliul. Că el era frumos în training acolo îmbrăcat. Încă avem mingea în momentul de față. Trimitem una. Hai, sunt Martean acolo. Îi trimite lui Pirlo. Cum sună asta? Cum sună asta, băieți? Hai că putem, hai că putem. Să mai faci acolo schimbare. Este Rooney spre bucuria noastră. Intră Falcao, sunt Martean aproape de o pasă bună. Acea atacanța ăștia, fac, nici nu mă mir.
Van Persie încă rămâne. Ciocă ăsta acolo Falcao. Fault la Van Persie, dar se oprește la Falcao, am înțeles. Puțin ciudățel. Oh, nu cred că s-a întâmplat asta. Nu cred că s-a întâmplat asta. Van Persie zeu la cap. Van Persie, ce se cere noi lui Van Persie? Doamne, dar ce gol stupid a fost ăsta, nu vine să cred. De aia a uitat că joacă la Arsenal. El a crezut că e cu United. O centrare simpluță din prima, direct cu capul, s-a uitat. Așa, Van Persie. Ce-a făcut De Gea? De Gea așa s-a uitat. De Gea nicio treabă. Vine mingea pe aici, De Gea. Și minutul 84 deja aproape. Haideți, toți pe atac. Toți pe atac. Iese și Van Persie după ce au reușit să marcheze. Asta nu mă interesează. Toți pe atac, băieți. Toți pe atac. Nu înaintează. Toți pe atac și nu înaintează. Pacul ăla Sămărtean. Oh, Sămărtean în momentul acela. Ce-a făcut Sămărtean? O pasă la Sanchez, dar Sanchez nu poate să fie controlat. Vedem acolo Mata și Pirlo la pasii 100% foarte bune. Nu vine să crească pe aici United-ul cu Wilson, un tackling și trimis greșit. Bun, ultima noastră ocazie. Dăm tare, dăm cât putem de tare. Haideți, una tare în față. Bun, momentul nostru, momentul de față. Nabri, cade acolo, penalti și știu să bat. Bun. Haideți. Cine să bată acum penaltul este întrebarea. Cine să fie binecuvântatul de a bate acest penalti? Vedem pe Alexis Sanchez. Nu, trebuie un expert. Îmi pare rău, dar trebuie un expert. Emoții destul de mari. Trebuie un expert. Sămărtean în momentul de față. Sămărtean! Eu zic, Lucian Sămărtean și-a bătut frumos. Tare elegant, Lucian Sămărtean. Aia zic acolo. Gol decisiv în ultima secundă. Cât de bine. Curacă mai în stânga. Și mai vrei ce altceva. Al doilea gol al lui Lucică. Al lui Lucică în Premier League. Aia, măcar priviți partea bună. Reușim să încheiem acest episod cum trebuie. Pai, băieți, nebun la care mi-a plăcut meciul ăsta. Vedem acolo, nici nu știu cum îl mai cheamă, portarul de rezervă al lui United.com, jucătorul nostru care și-a luat cartonaș galben, 1-1, Sămărtean, aia zic. Mari meci, mari făcut de către acesta, dăm advance, am avut 4 șuturi din care 2 pe poartă, adversarul nostru 7 șuturi din care 2 pe poartă. Băi, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod. Nu știu dacă o să mai vindem jucători, nu știu ce o să facem. Urmează imediat, aici este luna decembrie, n-avem meciuri importante. Poate cu Liverpool, cine știe. Ne mai gândim dacă mai facem transferuri, mai vedem ce o să facem. Băi, sper că vă place foarte mult această serie și sper că mai vreți câteva episoade, 2-3 în continuare. Dacă vă plac episoadele retro și vreți să vedeți episoade în continuare, nu uitați să susțineți acest episod cu un like și neapărat să apăsați pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat, ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Păi băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!